Lipsa locurilor de muncă, mai ales în rândul tinerilor, rămâne o problemă la care încă nu s-a găsit rezolvare. Legea care îi stimulează pe angajatori să încadreze în muncă absolvenți nu a dat rezultate. Aceasta prevede ca angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenții ai unor instituții de învățământ primesc lunar pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă calculată în funcție de indicatorul social de referință pentru fiecare categorie de tânăr. Există și două noi legi pentru pregătirea profesională a tinerilor, mai precis legea uceniciei și cea a stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. Aș vrea să amintesc de legea uceniciei, o lege nouă, de fapt o lege relativ veche, dar cu norme pe 2013. Legea este 279 din 2005. Aceasta să oferă o subvenție echivalentă la 60% din indice social de referință. Această subvenție se adresează ca și categorie persoanelor între 16 și 25 de ani. Cu toate acestea, potrivit statisticilor pe luna februarie, peste 2000 de tineri gălățeni sub 25 de ani nu au un loc de muncă. Președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, filiala Galați, Marian Filimon, susține că datele oficiale nu reflectă realitatea și că trebuie modificată legislația în privința înregistrării persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Instituția centrală a statului, Agenția Județeană, Agenția Națională, Guvernul să schimbe metodologia de înregistrare a celor care sunt în șomaj la nivelul țării și la nivelul județului. Pe de altă parte, sindicaliștii cer reînființarea școlilor profesionale, care pot ajuta la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă. Noi tot spunem de acele școli profesionale să reînființăm, de strungard, de sudor și așa mai departe. Nu prea mai au ce căuta. Unele mai ducem. Totul e pe resurse, pe sistem uman, pe servicii, tot ce înseamnă pe partea de sănătate, să pune accent pe faptul că populația atât a Europei și a României îmbătrânește și trebuie să dăm asistență socială, medici, asistenți și așa mai departe. Deci trebuie revizuit chiar și în AJOFM acea paletă de meserii. Potrivit statisticilor, în luna februarie, rata șomajului a fost de aproape 9,4%, numărul total de șomeri înregistrați depășind 19.000 de persoane. Dintre acestea, aproximativ 85% nu au studii.